Cordycepsul, cunoscut și drept aurul medicamentelor, este o ciupercă tibetană care este folosită în medicina alternativă chineză de mai bine de 1000 de ani. Planta crește pe pășunile din Tibet la altitudini de peste 3500 de metri. Uimitoarea ciupercă Cordyceps a ajuns în centrul atenției publicului internațional după ce atleții chinezi au doborât două recorduri mondiale cu avantaje majore față de recordurile precedente la Jocurile Asiatice din 1993. Se pare că secretul performanțelor remarcabile a fost ciuperca Cordyceps. Această ciupercă dispune de calități duble. Într-o parte a ciclului său biologic este plantă, în altă parte a ciclului este insectă. Cordycepsul este una dintre cele mai speciale și costisitoare ciuperci în lume. Dintre acestea fac parte Matsutake, Ganoderma, Houtou, Auricularia și Itake. Acesta are o capacitate extraordinară de adaptare datorită climei aspre și a deficitului de oxigen în care crește. Astfel, în ciclul de 2 ani, acumulează în corpul său o cantitate mare de substanțe nutritive și componente bioactive. Savanții au stabilit că cordycepsul conține în jur de 77 micro- și macroelemente, 15 aminoacizi, polizaharide, vitamina E, vitamina C, minerale precum seleniu, potasiu, magneziu, fier și altele foarte importante pentru sănătatea noastră. Cordycepsul manifestă beneficii multiple asupra sănătății, însă noi vom enumera doar cele mai importante dintre acestea. Cordycepsul are acțiune imunomodulatoare, ceea ce înseamnă că echilibrează reacțiile imunitare, proprietate foarte importantă în tratamentul bolilor autoimune. Acesta servește ca un antibiotic natural, are un efect puternic antibacterial pentru un spectru larg de bacterii patogene. De asemenea, oxigenează eficient țesuturile corpului, fiind una din cele mai importante efecte ale cordycepsului. Ciuperca dilată căile respiratorii, iar o cantitate mai mare de oxigen ajunge în sânge și la organe, îmbunătățind funcțiile celulei. Cordycepsul manifestă efect antiinflamator, foarte benefic în artrită, artroză și alte boli degenerative. Elimină eficient toxinele din organism, inclusiv produsii metabolici nocivi formați după administrarea medicamentelor. Acesta mai reduce nivelul lipidelor, scade nivelul colesterolului din sânge. Un studiu a arătat că pacienții care au consumat un supliment pe bază de cordyceps aveau un risc redus de a suferi insuficiență cardiacă datorită proprietăților antiinflamatorii și antispasmodice ale acestui superaliment. Cordycepsul mai reglează glicemia și scade rezistența la insulină datorită substanțelor active de manitol cordycepin și 3-deoxiadenozine. Un alt efect asupra sănătății este faptul că cordycepsul reglează numărul trombocitelor în sânge, previne formarea și contribuie la resorpția trombelor. Acesta dilată vasele sanguine, crește fluxul sanguin către inimă și plămâni. Restabilește activitatea normală a ficatului și plămânilor. Cordycepsul conține o substanță numită CS4 care reglează funcția renală, scade nivelul ureei și a creatininii din sânge. Datorită acestei substanțe, cordycepsul este folosit pentru tratarea bolilor de rinichi, printre care nefrita, pielonefrita cronică sau sindromul nefritic. Cordycepsul are un efect antitumoral prin stimularea activității leucocitelor și restabilirea nivelului lor în sânge. Este eficient în tratamentul limfomului, melanomului, cancerului de prostată, de sân, de ficat și colorectal. Ameliorează efectele secundare ale radioterapiei și chimioterapiei la pacienții cu cancer. Folosirea ciupercii cordyceps alături de chimioterapie și medicamente este sigură, deoarece este toxică doar pentru celulele canceroase, fără a le afecta pe cele sănătoase. Mai multe studii clinice au relevat micșorarea tumorilor de la cordyceps, grație efectului antioxidant. Astfel, ciuperca cordyceps se regăsește în compoziția multor suplimente naturale cu efect antitumoral. În plus, proprietățile deosebite ale acestei ciuperci o fac utilă și în prevenția cancerului. Cordycepsul are un efect de întinerire a întregului organism. Acesta conține substanțe anti-îmbătrânire concentrate care ajută la regenerarea țesuturilor tuturor organelor.
Cordicepsul poate fi administrat cu scop de tratament, dozele fiind adaptate în dependență de afecțiunea de care suferă persoana. Însă poate fi consumat și cu scop de profilaxie sau pentru a ne bucura de efectul tonic pronunțat ce îl oferă, creșterea rezistenței la stres și mărirea productivității în activitățile zilnice. Se consideră că consumat în doze mici pe termen lung ajută la menținerea sănătății și prelungirea tinereții. Calitatea produselor pe bază de cordyceps variază de la un producător la altul, așa că vă sfătuim să alegeți preparatele unei companii de încredere cu experiență în domeniu. Compania Greenwald se bucură cu o gamă largă de ciuperci medicinale de cea mai înaltă calitate confirmată de certificatul GMP. Mai multe detalii despre cordyceps și alte produse găsești pe site-ul atașat sub video.